E bine, doamnelor și domnilor, continuăm această ediție minunată cu deplasarea liderilor europeni Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen la Beijing. Interesant, Macron, șeful Franței, o discuție la telefon, Franța care sigur stă pe un bătoi de pulbere, o discuție la telefon cu Joe Biden înainte să se întâlnească cu liderul chinez. Iar Ursula von der Leyen săptămâna trecută se arăta îngrijorată de revenirea pe scena, de maniera în care a revenit pe scena globală China. De ceva timp am observat o întărire deliberată a poziției strategice generale Chinei și acum a fost însoțită de o creștere a acțiunilor din ce în ce mai asertive. Ea a criticat în special legăturile între Xi Jinping și Putin, așa că au fost foarte grăitoare cuvintele de despărțire ale președintelui Xi la adresa lui Putin pe treptele din afara Kremlinului, când a spus: în acest moment sunt schimbări de genul pe care nu le-am văzut de 100 de ani. Și noi suntem cei care facem aceste schimbări împreună. A amenințat cu încetarea unui acord comercial pe care UE și China l-au încheiat în 2020, dar care ulterior a fost blocat de Parlamentul European, după ce unii din membri au fost sancționați de Beijing. Așa? Deci ameninți înainte de a te duce la Beijing, înainte de întâlnirea cu Xi, Macron vorbește cu Biden. Ce vor obține sarmiza Macron și Ursula de la chinezi? În primul rând, eu n-am mai văzut știrea asta. Eu am citit-o însă în presa din China. Am eu un, cred că am mai spus, am eu un programel care îmi traduce tot felul de chestii. Da. Și am confirmat cu cineva care știe chineză, pentru că mi s-a părut foarte, foarte interesant. Purtătorul de cuvânt de la Ministerul de Externe a spus clar: noi l-am invitat pe președintele Macron. Este o vizită programată de mult. Președintele Macron nu s-a dus singur. S-a dus cu șef de companii din Franța. Pentru că așa a fost delegația formată și, caută Ursula. Și agreată. Ursula s-a băgat și ea în poză. Cam asta era... A fost întrebat purtătorul de cuvânt dacă Ursula von der Leyen vine cu Macron. Și el a zis: da, o să o primim și pe ea. Deci mie mi se pare mai mult decât grăitoare această poveste și această declarație. S-a dus Ursula von der Leyen să ce? Să-l certe pe Xi? Adică atitudinea asta de... nu știu, asta nu mai e diplomație. Și mai e un lucru, dacă faci asta doar la nivel declarativ, în fața opiniei publice, în fața jurnaliștilor, și te împănezi așa cu chestiunea asta, e gratuită, efectiv. Pentru că toată lumea știe... un mapamond întreg știe cine este Xi și ce reprezintă China în acest moment. Cine? Adică atâta timp cât tu doar faci lucruri declarative, fără să faci pași diplomatici în acest sens, nu mi se pare că procedezi corect. Adică atitudinea, mai mult decât atât, Ursula von der Leyen spunea săptămâna trecută că da, se duce la Beijing să vorbească și despre conflictul Ucraina-Rusia, fără să dea mai multe amănunte. Și purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a spus: da, o să discutăm și despre asta, deși nu era inițial pe agendă. Deci este clar că dacă eu personal, eu însă mi-am avut în cap chestiunea asta că Macron a fost cel care s-a lipit de Ursula von der Leyen, vedem până la urmă că este taman invers. Bun, Franța trebuie să se ducă acolo după ce Olaf Scholz a fost... S-a dus cu oamenii de afaceri germani și încercând să obțină... Ai văzut de câtă simpatie, de câtă simpatie se bucură Macron, nu? Nu mai vorbesc de Ursula von der Pfizer, că și acolo sunt probleme mari. Asta și mai e o chestie, dar Macron a vorbit cu Biden la telefon, pentru că este foarte posibil, având în vedere atitudinea lui Macron în această perioadă de conflict, când a încercat să vorbească cu Putin, când a făcut declarații destul de controversate pe care noi le-am comentat la tine în emisiune, este foarte posibil să fi fost un fel de asigurare a faptului că el rămâne pe poziția lui de partener sau de parte a Uniunii Europene, da, și că nu se duce în partea cealaltă. Și ceva să stea genul, liniștit Biden. Mă duc cu tantălău, că poate, nu știu ce zice și ce face și o dă pe partea cam așa, lui. Cam așa. Se pare, na. N-ai de unde să știi. Adică... Nu am zis eu că e tantălău, dar mă gândeam așa, ca și cum s-a dus cu un copil care poate oricând să greșească. E parte a proiectului european. Sau, deocamdată, așa știm. Deocamdată, da? E puternică tare. Ca să zic e puternică așa, iartă-mi expresia. E în regulă, dar faptul că a reușit să-și bage capul în poză doamna Ursula von der, cum vreți, Pfizer, așa, arată că
ea, în continuare, poate să-i spună lui Macron, vezi că suntem împreună în proiectul ăsta. Nu da. Ești tu singur, Franța, în relația cu China. Uite, Ursula n-a reușit să se deplaseze și cu nenea Scholz când el s-a dus cu oamenii de afaceri germani. Ăla a mers mai repede. Pentru că Macron l-a prins din urmă. Pentru că Franța e mai influentă decât Germania la acest moment? Și a reușit să spună, lăsați un scaun gol și pentru doamna Ursula. E mai influentă unde? În axa BRICS? Păi da. Despre asta vorbim. În relație cu zona asiatică. Da. Ursula probabil consideră că Uniunea Europeană trebuie să continue să aibă o relație cu China în condițiile actuale. Dar nu în orice condiții, din ce înțeleg. Nu în orice condiții, și dar săptămâna trecută senzația mea este că la adresa Chinei. Ea simte că are mari probleme aici și că o cheamă, așa cum zicea Mădălin, și că nu-i prea ies planurile să continue cariera pe care și-o dorește ea în următorii ani. Și atunci are nevoie să strângă niște relații puțin și în afară și probabil se gândește și la China, care poate, în momentul de față, să fie un jucător. Da, are dreptate. Dacă este să ne gândim și la... Un jucător? Păi o suspectează, Ursula spune foarte clar, China dorește să fie în centru. Ordinii internaționale. Este o schimbare sistemică a ordinii internaționale. Asta dorește Partidul Comunist, care pune China în centru. Am văzut la Moscova spectacolul de prietenie care spune 1000 de cuvinte despre această nouă viziune pentru ordinea internațională. Mădălin, China este în centru, că ne place sau sigur nu? Sigur că da. Exact cum spunea la un moment dat, cum spunea la un moment dat un director de bancă chinez, chinezii la început au vrut să... La început chinezilor le era frică de lupul cel rău, apoi au vrut să danseze cu lupul, iar acum vor să fie ei lupul cel rău. Dar știi, o singură problemă de care trebuie să ținem cont. Sunt și altele, dar asta e foarte important. China nu reacționează de pe o zi sau de pe o lună sau de pe un an pe altul. Ei au un program pe 100 de ani, cel puțin, cel mai scurt. Deci îți dai seama că ei nu pun botul în exprimare de asta populară. La ei totul populară. E simbol. Sigur. La ei totul. Bun, da. Ai văzut, Mădălin, 12 puncte în planul ăla cu Rusia, da? 12. Armonie și perfecțiune, numărul 12, adică... Numele China, chiar asta înseamnă, floarea din centru. Păi, dar China este în centru. Uite, numai faptul că se duce Ursula von der Leyen imediat după ce s-a întors Xi din Rusia, se duce să-l vadă, mie, cel puțin, clar. Rusia se întoarce spre China, Uniunea Europeană este îngrijorată de ce face China. Da, este în centru în acest moment și poate schimba jocul. Oricând. China, poate... China nu se dă după Rusia, asta pot să vă spun aproape. China este 100%. După ea, ca să zic așa. Este... Da, ea vorbit, și calculează. Am vorbit și eu cu Xi acum înainte și să se întâlnească Macron și mi-a zis, a confirmat ce spune Mădălin Voicu. Nu știu, nu mă dau după Putin, o să am grijă de el la momentul potrivit. Nu, Când aveai de gând să ne spui? Dar nu e un proiect de-al lui, nu se gândește la vreo combinație cu Rusia, indiferent de ce natură ar fi. Așa că degeaba noi speculăm, facem așa un fel de joc. Mișcările Chinei sunt îngrijorătoare, tocmai pentru că nu știm ce gândește și nu știm care sunt acum în momentul ăsta următoarele. Fața lui Xi nu prea poți să citești. Absolut. Deci, China, chinezii așa sunt. Ei nu se arată pe față, nu au reacții care să fie interpretabile. Și acel zâmbet ușor stângi, cu acel zâmbet ușor stângi, sigur. Așa pare. Acel zâmbet bizar, nu l-ai putea vedea niciodată pe Xi râzând, adică nu mi-l aș închipui așa, în afară acestui zâmbet studiat, uite-l, ușor jenat, poate să te ridice și poate să te omoare în orice moment, așa pare, genul de killer în același timp, dar și de personaj care poate să-ți pună la dispoziție ca un orice... Între ghilimele. Să-ți pună la dispoziție nu știu ce bogății pentru a te avea partener, dar și cu aceeași mână cu care ți-ar da, ar putea să-ți facă nu știu ce. Asta este senzația, deci nu vor obține mare lucru, zici tu, doar Macron speră și el să facă niște dealuri. Nu, Macron s-ar putea să obțină mare lucru. Da. Pentru că Macron o joacă cu China, acum hai să fim sinceri. Și faptul că chinezii, Xi însuși, l-a invitat pe Macron acum ceva timp în urmă în China, e clar că e un partener care contează. Da. Că nu merge Macron singur. Cum se duc Scholz, Macron în China și noi românii nu avem voie sau nu ne ducem? N-avem bani de bilet. Noi ne lăudăm că am întrerupt nu știu ce deal-uri potențiale cu chinezii.
nu facem autostrăzi cu ei, încheiem orice fel de deal-uri cu compania asta de telefonie mobilă, pe zona digitală. Dar ăștia se duc fără probleme. Albanezii cum au făcut... voie și noi nu avem voie? Eu nu înțeleg la nivelul politicienilor români. E pe voie, crezi? Cât de umilit să te simți într-o astfel de situație, să nu-ți permiți să faci așa ceva. Ori e prostia noastră, efectiv a noastră, ori am intrat într-un joc foarte urât. A fost, perioada aia la începutul anilor 2000, când toată lumea a zis că le repugnă, le... Ok, am înțeles. Chestia cu China. Acum, ce mai... Dar China a fost în Albania și a făcut în 6 luni aproape 3000 de kilometri de autostradă. Deci... Am avut un șoc cultural. Eu, care nu mai știam de Albania nimic, de la Skanderbeg nu mai știam nimic, așa. M-am uitat pe YouTube pe, într-o seară, întâmplător, pe niște... un fel de material, un clip legat de stațiunelor și de, nu, de orașele lor, așa, și de stațiuni maritime. Mi-a picat fața. Deci arată senzațional. Da. Cel puțin 5-6 orașe de patrimoniu UNESCO arată fabulos, renovate, plus stațiuni și plajă. Bine, o mare frumoasă de tot, că e aproape de Italia. Bun, trecând peste asta, i-au ajutat și XI să aibă acum kilometri ăștia de autostradă, iar noi nu facem nimic, se duc toți acolo, se duce Ursula, noi nimic, nu străiți, nu ne băgăm în filmul ăsta. De ce nu? Nu-mi dau seama. China a fost, pentru Ceaușescu, de exemplu, a fost un pilon esențial al politicii externe. Înțeleg că trebuie să fim cu statele noi întregi. Ar fi o tâmpenie să ignori principala putere mondială, e o tâmpenie. Dar să nu te orientezi spre China, să nu faci afaceri cu China, să n-ai un backup. Ar trebui să avem, am spus întotdeauna, SUA, Israel, China ar trebui să fie 3 piloni masivi de politică externă, după aia mai vedem ce facem prin spațiul arab, Africa și așa mai departe. Că-s deal-uri și acolo de fapt. Nu, dar cu China face afaceri și, mă rog, pune bază și America, și Japonia, și Rusia, și România. Toată lumea, numai noi nu avem... România. Bun. Olaf Scholz trece prin situații dificile, se pare, sau ar putea să înceapă să treacă prin situații dificile în Germania, evident, pentru că opoziția de centru-dreapta încearcă să demareze o investigație parlamentară după Paște. Paștele la ei, cred că e săptămâna viitoare, când sunt la noi floriile. La noi sunt floriile acum, nu? Da. Da? Weekendul ăsta la ei e Paștele, nu? Da, e cu o săptămână. Ok. Cu privire la posibila sa implicare într-un scandal uriaș de evaziune fiscală, spune Politico. Știre preluată de News.ro în România. Cazul, care e mai vechi de 5 ani, când Olaf Scholz era primar al orașului Hamburg, este legat de așa numită afacere mai amplă Cum-Ex, în cadrul căreia statul german a fost fraudat cu peste 30 de miliarde de euro. Aici sunt, mă, fraude. 30 de miliarde de euro. Și el știa sau ce a făcut? Deoarece unele bănci, companii sau persoane fizice ar fi cerut autorităților rambursări de taxe pentru presupuse cheltuieli care de fapt nu au avut loc. Da, s-a mai discutat despre asta. Da. A revenit cu... Acum însă au apărut elemente noi și de-aia se cere această demarare a investigației parlamentare. A rămas clară, neclară implicarea lui Scholz în această poveste. Parlamentul regional din Hamburg intenționează să-l convoace în primăvară în fața unei comisii de anchetă. Ar fi, mă rog, la un moment dat o bancă aveau de recuperat 47 de milioane de euro de la o bancă despre care credea că obținuse niște câștiguri ilicite, așa, și el ar fi intervenit în favoarea băncii. Asta e suspectat, dar, mă rog, nici măcar nu e suspect din punct de vedere oficial, că n-a fost chemat până acum în nicio situație. E o poveste interesantă. Hai să vă prezentăm, pe Miss San Francisco. Aha. Miss San Francisco, o chestie interesantă, înainte altor știri care, cu rubinii, de exemplu, înainte a știrii cu rubinii, care nu e chiar atât de plăcută. Hai să arătăm un material, după care comentăm. Tell us a bit about your story as well, because it's quite unique, and how that led you to compete for the title. Yeah, well, 4 years ago, I ran away from home and I was homeless. And 2 years ago, I was assaulted at gunpoint. And, you know, to me, if I'm able to inspire a child who sees me and thinks to herself, I'm going to be okay, then I've done my job, with or without the sash and crown. I knew going into competing in the Miss America organization that I wanted to be true to myself, because I knew that there was a little girl out there,
or a little child out there watching me, and I wanted them to know that if I can do it, they can too. We're at this time when women have gained so many privileges, and yet it seems like at the same time a number of privileges are being taken away. What is your hope for the future, and are there any changes you'd like to see? You know, I'd say I would love to see more parity, more gender parity in the workforce, particularly in law. My career ambition is to be a deputy district attorney and hopefully run to be a judge in the same courthouse my dad cleans as a janitor. Mm-hmm. And as someone who hopes to join the bar and eventually the bench, that is something that I would love to see more of, more women in white-collar professions. Okay, Miss San Francisco, Monroe Lace, biologic bărbat. Acum câțiva ani a plecat de acasă, homeless, o perioadă. E un vis care a devenit realitate, visul a fost să devină Miss. Visează de la 12 ani chestia asta, zice. Și vrea să fie inspirație pentru copii, l-am înțeles, pentru copii. Aici e problema. Asta mi se pare că ține de lumea nouă, de vremurile prin care trecem acum. Știam că există o fetiță sau un copil care mă priveau și am vrut să știe că dacă pot să o fac, pot și ei, mă priveau. Generic. Pot și ei. Generic. Da. Sau generic. Eu așa cred. Adică asta mi se pare... eu nu mă pot obișnui cu genul ăsta. Eu nu rezonez, îmi pare rău. Și nu prea am ce să comentez. Nu sunt de acord, nu rezonez. Chestiunea asta cu copiii este foarte, foarte sensibilă, că de fapt asta mă deranjează, nu ce face o persoană, treaba ei ce face cu viața ei. Dar în momentul în care... fără probleme. În momentul în care te bagi în viața oamenilor celorlalți, nu-mi place asta. Îmi pare rău, nu pot să rămânesc. Dacă este să luăm așa... Miss San Francisco spune că dacă se uită la mine o fetiță care își dorește să ajungă Miss și eu am reușit, reușește și ea. Adică... Sau un băiat. Sau un copil. Adică, da, sau un copil. Copil, a zis, fetiță. Da, așa cum, de sex feminin. Cum ea a putut să schimbe sexul să devină Miss, da. Poate și... Acum, na. Ce putea să zică? Nu asta. Dacă a fost adică visul ei de o viață. Adică dacă asta e argumentul și asta este modelul ca... Uitați-vă copil la mine. Eu n-am spus că e model, eu am spus nu, că... Ea. Că ia, la mine, că puteți și voi. Această Miss San Francisco așa gândește, că de-aia ne-ai pus-o să o vedem, da? Ea așa gândește, ce putea să zică? Eu cred mai curând că a fost pusă să gândească așa, sau, mă rog, zică treaba asta. Sigur că da. Tu vezi că pe mine lucru care mă îngrijorează foarte tare apropo de chestiunea asta este faptul că avem niște copii pe care dacă nu-i educăm cum trebuie, ajung să nu mai fie mulțumiți de ei. De exemplu, dacă o vezi pe tipa asta sau tipul ăsta vorbind așa, un copil se poate gândi, bă, da, eu chiar vreau să fiu femeie sau eu chiar vreau să fiu băiat. Sau e cool, înțeleg? Uite că ajungi Miss. Bun, asta este o chestiune. Pe de altă parte, avem povestea cu Instagram-ul pe care am discutat-o de nu știu câte ori și cu TikTok-ul, unde toate femeile sunt perfecte, viața este frumoasă, mergem înainte și te întorci în familia ta, tu ca și copil, și te gândești că mama se ceartă cu tata, adică creăm niște generații de nefericiți. Până acum, nu știu, acum, să mă ierte Dumnezeu, mergeam la școală cu ghiozdanul în spate și eram fericiți și aveam codițe, noi fetițele, sau nu aveam codițe, știi? Dar cele mai multe aveam codițe și cordeluță pe cap și eram liniștite și mulțumite. Dar știi ce e grav? Că se promovează... Păi asta spun, că se promovează și că această femeie sau bărbat, această Miss San Francisco, a luat fața unor femei adevărate, frumoase. Ce nu înțeleg eu este... Fii atent, în urmă, Mădălin, foarte scurt, în urmă cu câțiva ani, țineți minte, la Eurovision a câștigat, nici nu mai știu cum, Conchita sau cum o chema, da? Acea frumoasă femeie cu barbă. Așa. Seara, a doua zi, mă duc să caut... într-un magazin de jucării, o jucărie pentru fetița unei prietene, că era ziua ei, și între rafturi aud doi băieți povestind. N-aveau mai mult de 10 ani, își căutau și ei pe acolo ceva joc de Lego, căutam și eu. Și aud povestind. Ai văzut aseară la Eurovision? Ce? Mă, ai văzut cine a câștigat? Cine? A câștigat o femeie cu barbă. De fapt, era, nu știu cum să zic, era și femeie și bărbat. Știi, eu când o să fiu mare,
Așa vreau să-mi găsesc pe cineva să mă căsătoresc, să fie și femeie și bărbat. Adică să fie și soția mea, dar să pot să joc și un fotbal cu ea când vreau. Nu pot să... Bă, dar am luat Lego-ul la sub braț și am plecat. Ce să mai grav zic? Este că se promovează și se încurajează toate schimbările astea care, după părerea mea, sunt contra naturii, dar nu contează. Mădălin, sunt vreau campanii întregi dar pentru asta. Dar eu știu, despre asta vorbesc. Da. Deci este atât de grav nu încât la un moment dat România așa ceva, dar o să vezi curând. Și stai liniștit da. Că se întâmplă peste tot România în lume. România este, este în chiar dacă suntem mai conservatori. România este o țară conservatoare. Da, e adevărat, dar o să pătrundă și la noi. Este educată în sensul ăsta și, din păcate, lucrurile se... Păi, dar asta dăunează grav sănătății mentale, în primul rând. Deci nu pot să fac, n-am nimica cu ei, nu mă interesează să fie sănătoși, fiecare cu curul lui. Dar pentru mine noțiunea, ideea de a fi, cum să spun eu, crescut în spiritul ăsta... Ce? La genere iau și poți să aibă și alte organe. Nu se poate așa ceva. La ei, alte organe la ei... Îți fac operații, schimbă, spune. Da. Nu, v-am zis așa... Da. Generic. Da, generic. Deci nu se poate, este o chestie care nu are legătură cu ceea ce înseamnă, în mod normal și firesc, viață. N-am nimica, suntem nu mă interesează, nu-i arăt cu degetul. Noi ăștia suntem prea conservatori. Nu, noi ăștia după o anumită vârstă. Nu mai pot să mă la Netflix, tocmai din cauza acestei abundențe de mesaje LGBTQ și așa, pentru că... Eu ce spun, e campanie deja. Toate filmele mari dinainte sunt reasamblate, sunt făcute remake-uri cu tot felul de personaje care n-au ce să... Eu sper ca aceste reclame și promovări și umflări să facă exact invers, adică să... Să creeze o respingere la... Să-ți repugne, da, adică să... Nu știu, dar am prezentat acest caz. Noriel Rubini, pe final, doar atât menționez că l-am promis că vorbesc despre asta, anunță o buclă fatală, prăbușirea burselor cu 30%. El spune că o recesiune severă este singurul lucru care poate tempera inflația prețurilor și a salariilor, dar va face criza datoriilor mai severă și la rândul său va alimenta o recesiune economică și mai profundă. Din moment ce sprijinul de lichiditate nu poate preveni această buclă a sistemului, toată lumea ar trebui să se pregătească pentru viitoarea criza datoriilor stagflaționiste. Deci el prevede o criză uriașă. Dar nu zice la noi. În state, în primul rând, dacă se întâmplă în Statele Unite... Nu, în lume, adică presupun că... Da. Vine o inflație fulgerătoare, confirmată și de Goldman Sachs, cumva, care și-a ridicat previziunea pentru o recesiune din 2023 de la o probabilitate de 25% la 35%, mai economist de top, Mohamed El-Rian, care a mai nimerit-o de mai multe ori și spune că indicatorii economici emit semne de avertizare galbene. Mai e ăsta CEO, JP Morgan, Jamie Dimon, care și el spune că ce se va întâmpla acum va fi destul de mare, de amplu și că nu seamănă cu criza din 2008. Cam astea sunt semnalele, nu mai avem timp să vorbim de români și de faptul că 55% dintre ei ar accepta, potrivit unui ultimului Eurobarometru, investiții în echipamente militare pentru Ucraina. Eu nu cred, îmi pare rău. Dar se poate. 55% din România ar fi de acord să se cheltuie bani pentru a trimite arme Ucrainei? Nu, eu nu cred. Se poate. Nu știu dacă formularea e corectă, că n-am înțeles mă mare cu din ce au publicat. Trebuie să vedem, exact. Da. Dar dacă e așa, eu nu cred în povestea asta. Sorry. Vor fi aia din diaspora. Eu nu cred că România ar accepta să dea bani pentru ar fi o greșeală. Românii, da, ar acorda ajutor umanitar. Asta cu siguranță. Asta face. Asta... Toți ar acorda. Asta cu siguranță. Eu nu cred că 55% români sunt de acord să dea bani pentru arme care sau echipament militar care s-ar duce în Ucraina. Că s-ar arme, echipament militar. Nu știu ce e cu aceste Eurobarometru, trebuie să, poate n-am înțeles eu bine și poate presa n-a preluat cum trebuie. Trebuie să citesc efectiv sondajul în sine și formularea, întrebarea. Dar e dubioasă chestia, adică mi se pare ciudat. Nu mi se pare chiar un sondaj, nu știu ce români au fost întrebați. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și noi îți mulțumim și noi. Frumos, ne revedem la Vinea Sarmiza luni. Mulțumesc, Mădălin Voicu, cu sărbători minunate. Doamne ajută la fel. Poate fericit alături de cei 7 copii. Mulțumesc. De familie, de familie. Nu e deloc ușor, nu-i. Dar e frumos. Da, e frumos. Da. Mulțumesc din suflet. Rămâneți cu Metropola TV. Mulțumesc cu uniforme pentru ținută. Toate cele bune. Ne revedem și mâine seara de la ora 20. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.